Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Xanadu. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la nouă întâlnire aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Îmi cer scuze, sper să fie cu noroc. Discutăm despre bani, vorbim despre finanțare, așadar încă o ediție dedicată fondurilor europene. Avem și acel calendar pe care cei de la AFIR l-au prezentat săptămâna trecută. Sunt convins că pe baza lui v-ați făcut deja unele calcule, ați început să socotiți ce posibilități aveți, ce șanse sunt și mai ales în ce direcție. Vă spun că în această ediție, alături de mine, doamna Andra Popescu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, doamnă. Bună seara. Și domnul Ion Păunel. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Numai seara de astăzi ne desparte de ziua de mâine, când calendaristic vine și primăvara, e 1 martie, o să avem posibilitatea să le oferim doamnelor flori și mărțișoare, dar nu despre flori și mărțișoare discutăm în seara asta, vreau să le explicăm cum arată acest calendar și la ce ar trebui să se aștepte cei care vor să obțină finanțare, să primească fonduri europene. Cu permisiunea domnului Păunel, începem cu doamna Popescu. Dumnezeu este în Dolj la Craiova, dar ne auzim și ne vedem în condiții bune. Vă rog, doamnă. Da, este o veste bună pe care mulți am așteptat-o. Știți că noi mai discutam. Este primul element de care avem nevoie, calendarul. Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere, a cererilor de finanțare, aferente intervențiilor din cadrul pilonului 2, deci numai la acesta ne vom referi, a fost publicat în mod oficial de către MADR săptămâna trecută și preluat evident și de către agențiile din subordine. Este un calendar pe care l-am așteptat toți cu mare interes și dacă ar fi să facem un total al sumelor care sunt puse în joc pentru anul 2023, vorbim de 2,5 miliarde de euro, ceea ce este foarte mult. Suma reprezintă puțin peste 15% din cele 15,8 miliarde de euro, care reprezintă tot bugetul PNS 2023-2027 pentru România. Putem să facem o prezentare. Înainte aș vrea să vă spun că am făcut o mică analiză și m-am uitat la numărul de beneficiari pe care le estimează conform PNS, numărul de beneficiari pentru fiecare dintre intervenții. Și este ceva foarte generos. Probabil vom discuta despre peste 10.000 de beneficiari aplicați direct și dacă ar fi să luăm în considerare și două dintre intervenții care vizează partea de consiliere sau de transfer de cunoștință, beneficiari efectiv vor fi peste 20.000, ceea ce este foarte mult. Eu, una cel puțin, nu cunosc ca într-un an să se fi dat drumul la atât de multe măsuri dintr-o dată și putem să discutăm și ce este bine și care sunt riscurile în momentul în care se vor da într-un an drumul la atât de multe linii de finanțare. Dacă îmi permiteți, voi face o prezentare a tuturor intervențiilor. Și anume, în iunie 2023 vom discuta despre lansarea unei intervenții de RE25, modernizarea infrastructurii de irigații, cu un buget de 400 de milioane de euro. Înființarea sistemelor de irigații, tot în iunie 2023, este perioada estimată de lansare a sesiunii, cu un buget de puțin peste 102 milioane de euro.
Tot în iunie 2023 o să avem sprijinul pentru instalarea tânărului fermier, o măsură mult așteptată, cu un buget de 250.691.764 de euro, deci peste 250 de milioane, și aici discutăm de potențial peste 3.500 de beneficiari. Transfer de cunoștințe este o măsură cu un cod al intervenției DR37 cu un buget de 1.800.000 de euro, care vizează în iunie 2023, este propune a fi lansată această sesiune, și care își propune să aibă peste 7.000 de beneficiari direcți. Este vorba de fermieri care vor beneficia de acest transfer de cunoștințe. Urmează apoi în vară, în iulie 2023, încă 5 astfel de măsuri, investiții în sectorul zootehnic, cu un buget de 224 de milioane, unde se estimează peste 230 de beneficiari. Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, 210 milioane de euro, cu o estimare de 70 de beneficiari. Avem după aia tot în iulie intervențiile DR37 Lider Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, cu un buget de 500 de milioane de euro. Codul intervenție DR27 Crearea sau modernizarea infrastructurii de acces agricolă, 100 de milioane de euro. DR28, crearea, modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, cu un buget de puțin peste 200 de milioane de euro. Iar vara, în august, se termină cu intervenția DR15, investiții în exploatații pomicole, cu un buget de puțin peste 151 de milioane. Toamna, din octombrie, o să avem noi lansări de sesiuni, și anume încă o măsură care va fi sigur foarte accesată. Este vorba de DR13, achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal, cu un buget de 100 de milioane. O noutate, consilierea în afaceri agricole, tot în octombrie 2023, cu un buget de 700.000 de euro. Avem după aia investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane, 10 milioane de euro. Și anul se va termina în noiembrie 2023 cu o măsură foarte așteptată și cu multe elemente de noutate. Este vorba de investițiile în fermele de mici dimensiuni, cu un buget de 108 milioane, și ne așteptăm la peste 2400 sau în jur de 2400 de beneficiari, și investițiile în sectorul legume și sau cartofi, cu un buget de 151, puțin peste 151 de milioane. Cam acestea sunt măsurile și sumele aferente pe care le propune prin planul național, prin planul strategic, Ministerul Agriculturii. Vom discuta probabil despre fiecare dintre măsuri în parte și în ce măsură vom reuși să depunem proiecte, să evaluăm aceste proiecte, pentru că până la urmă scopul nostru final este de a accesa și de a consuma acești bani pe care Uniunea Europeană îi pune la dispoziție. Bun, domnul Păunel. Doamna a făcut o prezentare foarte ok a ceea ce până la urmă așteptam cu toții, acest calendar estimativ de lansare a sesiunilor. Sperăm ca Ministerul Agriculturii și Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale să și păstreze acest calendar, sau cel puțin în linii mari, pentru că, așa cum spunea și dânsa, avem câteva linii de finanțare de larg interes pentru beneficiarii privați, cum suntem noi numiți cei care accesăm pentru ferma proprie.
Și bineînțeles am avut ceva linii de finanțare și pentru public, mai ales cel puțin pe partea de irigații și alte tipuri de investiții. Am văzut că și pe AXA Lider se dorește se dorește să se deschide anumite linii de finanțare. Ce mi este mie neclar, așa într-un fel sau altul, bugetul, da, într-adevăr, pare foarte generos, dar trebuie spus de la bun început, domnul Ghinea, acesta este bugetul total pe care România îl are pe fiecare intervenție în parte până în 2027. Dacă vorbim așa, ca un exemplu, tânărul fermier, aproape 251 de milioane de euro, ăștia sunt banii pe care avem până în 2027. Pe mine mă surprinde că ministerul a pus în consultare publică, acest calendar estimativ cu toate sumele. Este o nouă abordare, cel puțin pentru noi ca și consultanți, este o nouă abordare a Ministerului care ni se pare, să zicem, ok, n-am făcut o analiză, pentru că eram învățați ca bugetul să fie împărțit pe un an, doi sau trei, fiind sumele astea atât de mici ca idee, poate și de aceea își doresc să le pună la dispoziție încă de la începutul exercițiului financiar și bineînțeles, pe măsură ce proiectele se depun și banii se consumă, se termină și bugetul. Dar bugetul nu este generos. Adică este generos pentru un an de zile. Dar să nu uităm că acest buget este până în 2027 plus M plus 3. Da? Adică vă dau un exemplu doar la tânărul fermier. 250 de milioane de euro. A făcut foarte bine doamna calcul. Aproape 3500 de fermieri se vor instala în 5 ani de zile. Dacă îi împărțim la 5 ani de zile, înseamnă 700 de fermieri pe an. Dacă împărțim la numărul tot așa, de localități, înseamnă 13 fermieri pe județ, domnul Ghinea, în 5 ani de zile. Da? Cam ăsta este bugetul față de 2014-2020, unde am avut aproape 900 de milioane de euro și față de perioada de tranziție, unde am avut peste 100 de milioane de euro. Deci, numai în perioada de tranziție, într-un singur an, am avut mai mult cu 50% față de cât avem acum per total. La ferma mică, ferma de familie, 107 milioane de euro, sunt bani corect, cum a spus doamna, a făcut un calcul, îmi scap acum, nu știu, 2000 și ceva de beneficiari. Dacă și pe ăștia mai împărțim la ce v-am zis eu, adică nu e atât de generos, ca să nu fim greșit înțeleși. Da, greșit înțeleși și ar fi bine și aici, la dumneavoastră, la emisiune și în general, am căutat să spunem lucruri pe nume și pentru că aceste regulamente europene, domnul Ghinea, pentru acest PNS sunt aprobate într-un fel sau altul încă prin 2019, 2020, 2021. Toată lumea a încercat, încearcă să le mai ascundă sub preș că vom rezolva, că vom face. Nu. Sunt reguli pe care trebuie să le respectăm până în 2027. Ce va fi din 2028 vom vedea, dar în niciun caz nu o să vedem mari schimbări. Și 2 miliarde și ceva până la urmă, cât a spus doamna, că avem pentru 2023, sunt cu pilonul 1. Și să vedem cât reușim să absorbim și din pilonul 1. Pentru că ați avut și dumneavoastră invitația aici, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă și în mediul online și în mediul asociativ, ca idee. Deci România este pasibilă să piardă peste 40% din pilonul 1 pe anul 2023. Că un element de noutate al acestui PNS este și faptul că în anul următor al depunerii cererilor de plată și de măsuri din dezvoltare rurală, fiecare stat membru are obligativitatea de a-și face singur o autoevaluare și să transmită către comisie cât am cheltuit. Am avut, dau un exemplu, un miliard, am cheltuit 800 de milioane de euro, 200 de milioane de euro trebuie să-i dăm înapoi, nu se reportează după un an pe altul, să ne înțelegem. Deci acesta este chiar un element de noutate pe care cel puțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și cei implicați în promovarea caravanei și așa mai departe, inclusiv APIA, AFIR și autoritatea de management, încă nu le fac atât de publice. Ele sunt publice, dar un cetățean de rând, un fermier, nu știe unde să le găsească. Ce mă bucură pe mine, într-un fel sau altul, că văd mult mai prezent ca oricând mediul asociativ din România, oricum s-ar numi el la această dată. Deci organizațiile și asociațiile, federațiile de fermieri au avut timp, analizează, pentru că avem 1900 de pagini până la acest PNS și au început să aibă diverse poziții comunicate de presă și așa mai departe. Sperăm că se mai vor modifica niște lucruri, dar, încă o dată mă repet, regulamentele Uniunii Europene sunt votate, ele trebuie să le respectăm. Dacă vom găsi anumite mici pârghii,
să le mai îmbunătățim foarte bine. Dacă nu, nu. Oricum, cred că suntem singurul stat din Europa și termin pe această prezentare. Nu avem decât 89 de linii de finanțare, cu pilonul 1 și pilonul 2, ca idee. 89 de linii de finanțare. Numai dacă le numeri, nici pe dege dacă le numeri și se mai îndeplinești condițiile, nu știu cum ies. Deci, după părerea mea, atât ferma mică, ferma de familie, gospodăria țărnească, cât și fermele foarte mari de care avem nevoie și de ele, sunt foarte dezavantajate de modul cum a gândit Ministerul Agriculturii acest plan național strategic. Bun, luăm 10 secunde de publicitate și revenim. Hibrizii de pepeni din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun, am revenit în direct. Ce ar mai fi de precizat, doamna Popescu? Pentru că vreau așa să reușim să creăm un tablou, o imagine cât mai clară vis-a-vis de așteptările fermierilor prin PNS, prin acest calendar. Este evident că raportat la așteptări, bugetul nu este suficient. Dar plecăm de la premisa că acesta este, iar toate acțiunile noastre ar trebui acum să se concentreze în a face proiecte și a absorbi acești bani. Așteptăm cu interes publicarea pentru consultare publică a ghidurilor de finanțare ca să știm exact cum stăm. Sperăm ca totuși să se eficientizeze maniera de scriere și de depunere acestor proiecte în sensul de a elimina din birocrația excesivă, pentru că sunt lucruri excesive, și să încercăm să creăm un parteneriat și noi ca și consultanți și beneficiarii noștri care sunt fermieri și reprezentanții instituțiilor publice care ne verifică. Și pentru ei va fi foarte greu. Dacă discutăm de peste 10.000 de aplicanți în acest an, dacă se va deschide la un 150%, cum a fost până acum, păi probabil o să discutăm de un 15.000, poate 20.000 de proiecte care se vor arunca în sistem. Este foarte mult, inclusiv pentru experții de la AFIR care trebuie să evalueze toate aceste lucruri. Nu mai discutăm de faptul că există deschise concomitent în sensul că este în același an. Dar nu se întâmplă ce s-a întâmplat în sesiunile precedente, când în 2 luni de zile am avut lansate toate măsurile. Și a fost ceva infernal, deci nu exista capacitatea administrativă pentru a face aceste verificări din partea experților. Acum este posibil, fiind cât de cât duse pe o perioadă de timp de câteva luni de zile, să înceapă măcar evaluările acolo unde depunem primele proiecte. Dar este foarte important să existe și o specializare din partea experților care vor face aceste evaluări. Este foarte greu să treci de la un proiect în sectorul public și să faci o verificare după aia pe o instalare de tunel fermier. Este greu și pentru ei. Și atunci noi așteptăm cu ocazia ghidurilor și publicarea procedurilor de lucru care să fie nu neapărat mult mai ușoare, pentru că noi avem de respectat niște rigori, dar trebuie făcut ceva ca să eficientizăm acest proces, pentru că până la urmă obiectivul nostru este de a absorbi acești bani și așa ei sunt puțini. Noi trebuie să-i absorbim. Bine, eu cred că nu se vor încheia totuși contracte de finanțare anul acesta. Corect. Și o să discutăm probabil de finanțarea efectivă în anul 2024, dar măcar să avem posibilitatea de a lansa în sistem aceste proiecte și de a se face evaluarea lor, urmând ca în anul 2024 să semnăm contractele de finanțare și să începem procedurile pentru a absorbi efectiv banii. Da, corect și abordarea doamnei, și să nu uităm că aici, într-adevăr, pare încă o dată un număr mare, dar tot noi știm, doamnă, că se va deschide la diverse praguri de calitate. Eu sunt convins că primele sesiuni, ce n-am văzut niciodată, se vor deschide la 100 de puncte. Scade cu 5 puncte și ne ducem
în 2025. Nu știu, vom vedea abordarea. Ce mai trebuie menționat ca idee, cum spunea și doamna, sperăm să înceapă cât mai devreme grupurile de lucru pe elaborarea ghidurilor solicitantului. Încă nu s-a terminat caravana. Din informațiile care le avem, până la jumătatea lunii martie, chiar finalul lunii martie, se va încheia și cu caravana și sperăm că aprilie și mai să fie dedicată grupurilor de lucru, să vedem elementele de noutate sau cum gândește Ministerul a fi conturate ghidurile solicitantului pentru linie de finanțare din acest an. Dar aș vrea să mă aduc aminte o informație astăzi participând la o întâlnire. În continuare se dorește pe aceste planuri naționale strategice, pe dezvoltare rurală, pe pilonul 2, diferența se tot vorbește și se spune și sunt tare curios să vedem dacă se va întâmpla acest lucru, pe calitatea planului de afaceri și eficientizarea din punct de vedere economic a fermei, eficiența economică a fermei. Eu aici sunt curios dacă se va da un punctaj și cum va face deosebirea, cum spunea doamna, un expert AFIR de proiectul care îl depune o asociație sau un consultant de la Old și unul de la Dolj, dau un exemplu, sau de la Bacău. Care vor fi criteriile de evaluare într-un fel sau altul? Pentru că ci că se va pune mare accent pe calitatea planului de afaceri și tot ceea ce înseamnă viabilitatea economică a planului de afaceri și a fermierului. Acesta ar fi un element de notate care a fost reiterat și astăzi și mereu la Ministerul Agriculturii. Să-l vedem și pe ăsta cum se va întâmpla, cum vor reuși atât experții evaluatori cât și noi să ne încadrăm sau să reușim să vedem, să-i ducem pe oameni la o absorbire cât mai ușoară, cât mai facilă a fondurilor europene și România să nu dea nici măcar un eurocent înapoi din sumele pe care le are. Deci lucrurile sunt într-o continuă mișcare. Toată lumea văd că dă informații pe net și altfel mai mult cum a fost, cel puțin pe celelalte linii de finanțare. Da, avem și noi niște informații, le-am mai spus și la dumneavoastră în emisiune, ce s-a discutat în grupurile de lucru, cam cum arată fișa sub măsurii pe care România a trimis-o către Comisia Europeană, dar de la fișa sub măsurii până la elaborarea ghidului solicitantului și criteriile de evaluare, mai este mult. Dar fermierii trebuie să știe că se deschid niște linii de finanțare în acest an, sunt niște pași minim necesari pe care trebuie să efectueze. Declarația la APIA, să-și facă forma de organizare, PFA, IIF, SRL și așa mai departe, să fie înscris în registru agricol, ANSVSA, dacă vorbim de exploatare zootehnică. Deci acestea ar fi un fel de abecedar al accesării fondurilor europene și condițiile minime necesare. Ulterior, vedem ce surprize ne pregătește Ministerul Agriculturii prin cele două agenții de finanțare vis-a-vis de regulile și procedurile care trebuie implementate și până la urmă respectate de viitorii potențial beneficiari. Bun, luăm pauză și ne întoarcem.